Bine v-am regăsit, stimați prieteni. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă îndemn să rămâneți alături de noi. Începând cu 1 aprilie, aleșii locali vor vota electronic, iar ședințele în care se vor întruni vor fi difuzate în regim online. Despre acest aspect vom discuta împreună cu Vitalie Mocan, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Așteptăm și pe Alexei Dimitrov, activist civic, care urmează să apară din clipă în clipă. Domnule Mucan, până apare domnul Dimitrov, vreau să vă întreb cât de necesar a fost implementarea acestui proiect și dacă obiectivele pe care vi le-ați propus vor fi atinse. Deci, în primul rând, vreau să vă spun că sperăm că la 1 aprilie să avem sistem electronic. Deci, tot depinde de primarul general, iarăși, că a fost petrecută licitația, așa am înțeles că ești câștigător, sunt documente la achiziții, dar să... Era problemă cu semnătura primarului. Nu știu dacă s-a hotărât cu semnătura și dacă s-a hotărât, înseamnă că documentele astea meargă mai departe și noi o să avem în sfârșit, în decurs de 45 zile, o promis un sistem electronic de votare. Deci noi, fracțiunea noastră PSRM în Consiliul Municipal, din prima zi, a pus ca principalul scop ca să fie transparență în... Deci transparența decizională. Da, ce înseamnă? Vă rog să deschidem aici chiar parantezele. Că toate ședințele comisiei, în prima dată de când există Consiliul Municipal, toate ședințele comisiilor de specialitate este translare online. Deci, a doua întrebare, că poate ați văzut dumneavoastră și spectatorii, că de mai multe ori sunt întrebări. A fost consilier în sală, a votat, nu a votat, că un vot de foarte mai multe ori joacă... Poate fi decisiv. Da, poate fi decisiv. Și pentru asta și-am insistat noi ca să fie introdus și votul acesta electronic. A fost format un grup de lucru din consilierii și reprezentanții primării care au elaborat toată procedura asta. Sperăm ca să dea rezultate și totuși a să vedem transparența în deciziile a Consiliului și în lucrul a primăriei. De ce până la ora actuală, rămânând în albia deciziilor și a transparenței, acestea nu erau făcute publice? Ori deseori, spuneați și cu alte ocazii, chiar consilierii erau o problemă ca să intre în posesia unor acte. Noi am văzut cum se vota în consiliile precedente. Nu vreau să spun nimic, dar când se votau la pachet așa numit, deci noi iarăși vreau să menționez faptul că fracțiunea PSRM în Consiliu era împotriva din prima zi de votare la pachet. Ce înseamnă votare la pachet? Să iau 300 de întrebări și se votează la pachet. Nu intră în esența consilierii despre ce merge vorba și noi avem consecințele în ziua de azi. Construcții de la Doga, alte construcții, terenuri, tot a fost făcute, votate la pachet la ședința din mai 2015. Și e ca consecințele și până în ziua de azi noi ne confruntăm cu dânsele, ca să asta tot e votul la pachet. Pentru asta noi n-am votat nici o întrebare la pachet, nici în comisie, nici în Consiliu. A doua întrebare, noi am fost pentru ca să fie filmate toate ședințele comisiilor, ca să vadă oamenii, cetățenii care ne-au ales pe noi, să vadă cine și cu ce se ocupă. Haideți să vorbim un pic despre modul în care activează consilierii. Cât de activi sunt? În contextul în care ziceți că uneori se votează la pachet, există persoane care sunt la aceste ședințe doar pentru a se bifa că există? Cât de eficient este colaborarea, poate, și cu celelalte fracțiuni? Da, deci ce se referă la pachet, votarea la pachet, acum în Consiliul actual nu s-au votat întrebările la pachet. Deci noi am fost împotrivă și erau colegii, ne-au susținut pe noi și nu se mai votează la pachet. Cât sunt de activ consilieri, nu, eu nu știu cum să vă spun. Ei vin la ședință, dar vin la ședință ca mașină de vot. Pur și simplu pentru număr, ca să fie votul lor numărat.
Nu, deci nu spun. Sunt consilieri foarte activi, foarte care intră în esență la fiecare întrebare. Deci, cât și în fracțiunea noastră, atât și în alte fracțiuni. Dar majoritatea consilieri din alte fracțiuni, ei pur și simplu vin și votează. Ei se ocupă, ei dețin funcții mari, se ocupă cu treburile lor, cu business-urile lor. Și ei vin la vot că așa trebuie să voteze. Nu intră în esență întrebărilor despre ce merge vorba și când noi încercăm să dăm careva întrebări raportorului sau chiar persoane responsabile, da, ei întotdeauna sunt împotrivă că dați mai repede, am votat și am închis întrebarea, dar sunt multiple întrebări, că proiectele decizie se elaborează cu greșeli, cu greșeli mecanice, cu greșeli special făcute greșeli ca să votăm ceva și de asta și avem ceea ce avem. Cât de prezent sunt cu aceste inițiative, cu aceste proiecte de lege care urmează? Pentru că, până la urmă, consilierii sunt cei pe care i-am delegat fiecare dintre noi pentru a ne reprezenta interesele în Consiliul Municipal. De ce deseori se trece cu vederea principalele probleme? Este indiferență? Este interes? Sau care ar fi, poate, motivul? Este indiferență, este interes... Există toate. Întrebarea constă într-așa că mulți colegi nu vin cu inițiative careva, cu proiecte de decizii. Nu, elementar, fracțiunea noastră, toți consilierii din fracțiunea noastră are zile de primire, cât la primărie, atât și la sediul partidului. Fiecare consilier primește cetățenii, face interpelări, deci atâtea interpelări cât au făcut fracțiunea socialiștilor între acești un an jumătate, cred că Consiliul trecut, tot Consiliul nu a făcut. Dar asta e lucrul nostru. Noi pentru ce suntem aleși? Noi suntem aleși ca să reprezentăm cetățenii, ca să facem ceva mai bine pentru dânșii, pentru oraș, pentru viața lor zi de zi. Și ei se confruntă cu problemele în fiecare zi. Cu probleme locative comunale, cu pământuri, cu medicină, cu probleme sociale. Și noi suntem acei care trebuie să-i ajutăm. Că ei când vin la primărie, la subdiviziunile primării, ei acolo nu primesc acel ajutor care trebuie să primească. Deci, părerea mea că subdiviziunile primării au uitat că ei lucrează pentru cetățeni și nu pentru primar. Spuneți-ne, vă rog, să revenim un pic la acest proiect cu votul electronic. A fost estimat la valoarea de 1,2 milioane de lei. Este adevărat această cifră? Cine va contribui financiar sau de unde se va face plățile? Deci anul trecut, când noi am aprobat decizia cu privire la acest proiect, deci au fost alocați bani din bugetul municipal. Suma, dacă nu greșesc, au fost alocați 1.400.000 și în urma licitației s-au ajuns la 1.200.000. Deci și banii au fost alocați din bugetul municipal. Eficiența acestui proiect este verificată de alte primării similare? Avem implementat deja, fie în țară, peste hotare? În țară nu știu, peste hotare știu că sunt. A doua întrebare și în Parlament la noi este așa sistem. Deci toată lumea civilizată de mult a trecut la votul electronic. Deci pentru ce se face lucrul acesta? În primul rând, dacă nu apar întrebări. A fost persoana în sală, a votat, nu a votat, poate au fost împotrivă, poate s-a obținut și apar diferite întrebări. A doua întrebare, că, de exemplu, câteodată se votează un proiect de decizie, deci în Consiliul Municipal și peste anumit timp apare întrebarea. Că s-a votat nelegal, că a fost deci, cu interes, cu... Deci, și pentru asta rămâne dovadă cine și cum a votat și se vede deodată. Deci pentru asta dacă introducem votul electronic, a să fie responsabilitatea personală a consilierului pentru fiecare vot.
Spuneți-ne, vă rog, acest proiect de lege a fost votat de către PSRM și PPM. De ce ceilalți colegi din CMC au opus, așa să zic, rezistență? Nu, nu pot să vă spun. Trebuie să întrebați pe dânșii. Știu că eu pot să mă exprim din partea noastră, din partea fracțiunii noastre. Iarăși, noi ajungem la ceea că noi stăm pe careva poziții. Deci, cu ce se desibește Partidul Socialist și anume fracțiunea noastră de alte partii, de alte fracțiuni. Deci noi avem careva poziții. Chiar și liderul nostru tot nu schimbă poziția în fiecare zi. Noi avem poziții și noi stăm pe pozițiile acestea indiferent de locul și timpul când... De asta și noi am fost din prima zi pentru transparența în activitatea Consiliului. Și ca un pas pentru transparența aceasta e necesar introducerea votului electronic. Domnule Mucan, vreau să vă întreb, raportat și spunea ceva mai devreme la subdiviziunile primăriei, de ce sunt atât de amorfe? Ați încercat să discutați cu ei ca să revigorați această stare de lucruri? Deci noi am încercat anul trecut, în 2015, am încercat să conlucrăm cu dânși. Pe urmă, când am văzut că ei nu reacționează, am încercat să-i punem la punct, eliberând câțiva din șefii. La ce noi ne-am trezit cu o lege nouă, aprobată în Parlament, care a fost propusă de către liberalii, special pentru Chertoacă, ca să îi lăsăm în pași șefii lui, care au fost numiți interimari. Deci majoritatea din șefii subdiviziunii Consiliului Municipal sunt numiți interimari de către primarul Dorin Chertoacă. Consiliul Municipal nu a aprobat nicio candidatură la o funcție. Nu a fost, mai mult să vă spun, nu a fost petrecut niciun concurs de ocupare a funcției. Acum e ca prima dată când s-a anunțat concursul cu privind la funcția șef direcției învățământ. Asta prima dată când se face concurs. Alt cazuri, toți șefii de direcții municipale și a primării sunt numiți interimari sau numiți de către primar. Și acum, având legea asta nouă, dumnealui face ce vrea. Trebuie să spunem telespectatorilor că în primăria Chișinău prevalează interesul de partid, interesul doar a celor pe care îi reprezintă Dorin Chertoacă? Cu regret, părerea mea că da. Deci, primul... Primăria este una politizată? 100%. Deci, iarăși, în primărie, deci în toate subdiviziunile, având de vedere și direcția învățământ, direcția sănătății, toți medicii, deci nu putem să spunem că activează în jur la 25.000 de oameni. Dar toți șefii subdiviziunilor, a primăriei și a Consiliului Municipal, aproape toți, sunt numiți pe criterii politice, pe criterii de rudenie sau pe criterii de prietenie, șef de clasă, colegi de clasă, colegi de partid, a primarului și a Partidului Liberal. Domnule Mucan, vreau un pic să vorbim și despre modul în care sunteți dumneavoastră prezenți în teritoriu. Și când zic lucrul ăsta, mă refer la toți colegii din fracțiune. Avem mai multe probleme cu care se confruntă la ora actuală capitala, însă de fiecare dată, cu părere de rău, constatăm că problema construcțiilor ilegale continuă să fie una care dă mari bătăi de cap. De ce se întâmplă ca totuși de fiecare dată să revenim la ea? Și acum relevant este și cazul din Milescu, Spătarul 23, unde se protestează. Chiar ieri am fost la construcția dată. Deci, construcția... Ce se întâmplă acolo? Haideți să deschidem paranteză. Da. Deci, ce se întâmplă? Nu țin minte. Deci, dacă nu greșesc, anul trecut... Deci, o întreprindere, firmă. Un agent economic a luat în arendă un teren pe strada Maria Dragan. Deci, după aceasta... Ca să înțelegeți corect, agentul economic afiliat
primarul și a Partidului Liberal. Deci au luat un teren după ce au solicitat schimbarea terenului pe 3 terenuri, unul dintre care e Milescu Spatara 23. Deci noi considerăm că decizia asta a fost ilegală. A doua întrebare, agentul economic care dorește să construiască vara a început să construiască. Noi ne-am implicat, pentru ce ne implicăm noi ca fracțiune, deci fracțiunea și cât și parlamentară, cât atât și a Consiliului Municipal. Deci noi ne implicăm ca să așezăm la o masă colegii, deci cetățenii împreună cu agentul economic, ca să găsească o limbă comună. Deci noi nu suntem împotrivă nici într-un caz ca să construiască în orașul Chișinău. Pur și simplu trebuie să fie coordonat cu administrația publică. Cu administrația și cu cetățenii. Deci cetățenii, în primul rând, trebuie să fie cu lucrare cu cetățenii. Vara s-a început construcția, noi ne-am implicat, deci primarul a emis o dispoziție privind sistarea autorizației și s-au sistat lucrările. Da, deci a trecut jumătate de an, agentul economic sau nu s-a prezentat, nu s-a apropiat de locatari, nu a discutat cu dânșii. El mai bine s-a dus prin judecată, a câștigat prin judecată, deci la curtea de apel hotărârii, și cu hotărârea dată a venit acum două zile în urmă ca să construiască mai departe. Cetățenii iarăși au venit la noi. S-au arătat revoltați. Da, sunt revoltați. Ca să înțelegeți corect, ei vor să construiască chiar în fața blocului lor, să închidă toată lumina lor. A doua întrebare, acolo acum așa o zonă de parc unde se mai primblă oamenii, că nu au rămas așa multe locuri în Chișinău unde poți să te primi cu copii sau să ai o zonă de parc. Deci ieri, iarăși a fost semnată de către primarul dispoziția de sistare a lucrărilor, cu dispoziția dată, cu copia dispoziției date, noi ne-am deplasat la fața locului și am stopat lucrările. Astăzi acolo sunt careva probleme că constructorul este pe loc, dar lucrările nu se efectuează la moment. Domnule Mucan, luăm o mică pauză, după aceea revenim în studioul la discuția noastră. Акценты.мб. Это последние новости и прямые трансляции самых важных событий из жизни страны. Это аналитические передачи онлайн с интересными гостями. Это авторские проекты, в которых каждый найдет для себя что-то новое. Акценты.мб или a-tv.мб. Следите за нами на Фейсбуке и в Твиттере. Stimați telespectatori, am revenit în studio la discuție. Între timp ni s-a alăturat și Alexei Dimitrov, activist civic. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, îmi cer scuze de întârziere. Serviciile comunale la noi lucrează perfect. Domnule Dimitrov, vreau să vă întreb, raportat la tema noastră de discuție, la votul electronic, credeți că aspectul decizional în cadrul primăriei capitalei va ajunge în albia pe care ne-o dorim fiecare dintre noi datorită acestui serviciu? Eu cred că noi trebuie să fim foarte atenți cum va fi implementat acest vot electronic. Dacă asta va fi doar un instrument de ajutorare a secretarului Consiliului Municipal de a primi pe ecran numărul total de voturi, atunci nici de cum nu. Eu consider că votul electronic trebuie să însemne, în primul rând, monitorizarea votului fiecărui consilier. Prin aceea ca noi să avem concret la fiecare decizie, nominal, cine a votat. Ca pe urmă să putem să știm cine ne reprezintă și cine ne reprezintă în ghilimele. În același context și domnul Mucan spunea că și Consiliul va fi, ședințele Consiliului vor fi transmise online, dar și a comisiilor. Ele deja sunt transmise online, din câte eu cunosc. Da. Da, deja sunt transmise la insistența noastră, dar totodată eu vreau să vă spun că lucrul acesta trebuie să fie centralizat și deci nu trebuie să fie transmise online la insistența fracțiunii. Dar trebuie să fie transmis online, că să fie stipulat într-un act. Spuneți-ne, vă rog, raportat la transparența din cadrul Consiliului Municipal. De ce
era nevoie de a merge pe această idee? Era una firească sau la insistența societății civile și a reprezentanților unor fracțiuni? Și suma este una destul de interesantă, este vorba de 1,2 milioane de lei. Cât despre sumă trebuie de mai văzut, fiindcă eu sunt sigur că trebuie să fie mult mai puțin, din punct de vedere tehnic cel puțin. Ce ține de necesitate foarte necesar, fiindcă până acum, timp de 20 de ani, noi nu am știut cine a fost autorul acestor fără de legi care au loc în oraș. Construcții ilegale, defrișări de spații verzi, sfera comunală, sfera comunală locativă și așa mai departe. Deci eu consider că este foarte necesar ca, nu vreau să mă repet ideea care am mai spus-o, dar este necesar deoarece cetățeanul trebuie să cunoască cine îi reprezintă interesele. Acest serviciu vine să mobilizeze și consilierii? Eu cred că îi va responsabiliza în cazul în care aceste date vor fi publice, votul fiecărui consilier va fi eventual, sper eu, plasat pe site-ul primăriei, cum ar fi normal de altfel, față de decizia respectivă, cetățeanul ar putea să aibă o închipuire corectă despre activitatea Consiliului. Dar așa, odată la 4 ani, fiecare partid își bagă fel de fel de oameni de afaceri dubioși și așa mai departe, care vin acolo și își apără interesele personale de business. Și pur și simplu exploatează acest oraș, îl devorează, îl mănâncă. Și cetățeanul nu cunoaște cine este autorul fără de lege. În cazul în care noi vom cunoaște, eu sper foarte mult că societatea civilă va lua atitudine și va vedea că are un instrument, are un mecanism de monitorizare, de supraveghere, să spunem așa. Și atunci eu cred că fiecare consilier înainte, nu fiecare, dar cel puțin o bună parte înainte să voteze pentru un anumit proiect de decizie, să se gândească foarte bine, fiindcă mecanismul de taxare, noi nu avem mecanismul de taxare, noi avem în cazul de față 51 de consilieri, cum să-i dai în judecată pentru că a autorizat o benzinărie în parc? Cum să-i dai în judecată? Trebuie să fie responsabilitatea fiecărui consilier pentru decizia luată. Și atunci o să funcționeze legea și atunci o să fie regulă. Dar altfel, nici de cum. Atunci nu se vor mai vota pachete de legi integre, cum discutam un pic mai devreme? Cred că spunem punct pachetelor de legi? Asta este un moment de procedură, cred că la nivel de la nivel de Consiliu Municipal ei trebuie să clar lucru, nu trebuie să fie așa ceva, fiindcă consilierii nici nu cunosc, adică ei sunt o mașinărie de vot în dependență de interese. Cineva care este acolo mai starși, să spunem așa, a spus, atac, votează. Anticipați o întrebare a mea. Da. Până la ora actuală se votează la indicația șefului? Eu sunt sigur că da. Și mai ales vorbim de, ca să nu arăt cu degetul, dar vorbesc acum de cei care practic controlează în mare parte sfera construcțiilor legale și a transportului și așa mai departe. Domnule Mucan, deci, da, vă rog. Vreau să menționez faptul că autorizarea domnul colegul nostru, autorizarea benzinării în parc se efectuează de către primarul general, nu de către Consiliul. Alocarea terenului, am vedere. Dumneavoastră nu încercați să duceți lumea în eroare. A doua întrebare. Deci, dumneavoastră, iarăși, e opinia dumneavoastră sub cod personal că se votează așa cum a spus șeful. Deci, poate și sunt fracțiuni unii se votează așa cum a spus șeful. Dar eu vreau să vă menționez că în fracțiunea noastră, întotdeauna, înainte de ședință, noi facem ședința fracțiunii. Unii, noi discutăm toate întrebările, deci ca să înțelegeți corect, ședința Consiliului pentru noi, pentru fracțiunea noastră, nu se termină la, deci în ziua ședinței, să venim la ședință să votăm pentru câteva întrebări. Domnul Dumitru știe și că noi lucrăm asupra fiecărui proiect. Deci noi ieșim la fața locului la majoritatea din proiecte. Și aici se referă la întrebări funciare. Dacă noi avem careva dubii despre că poate fi un interes sau poate să existe careva probleme pentru cetățeni, noi niciodată nu să votăm așa decizie. A doua întrebare. Noi prelucrăm toate deciziile, toate proiectele a decizii. Pe urmă, ne întâlnim prima dată la fracțiune când discutăm despre fiecare întrebare. Deci asta, câteodată o zi întreagă noi stăm și discutăm și vorbim despre fiecare întrebare. Pe urmă, încă o dată, la următoarea ședință a fracțiunii, înainte de ședința Consiliului, noi, venim la un anumit comun
la toate întrebările. De asta și nu există la noi fracțiuni, eu vă declar oficial că nu există, cum a spus șeful sau ceva sau da, cineva. V-ați simțit cum a vizat când eu am spus asta? Nu. Eu pur și simplu, mie îmi place să spun punctele la toate întrebările. De asta și vă spun că personal în fracțiunea noastră se votează iac așa. Vreau să vă întreb și ceream explicație și de la domnul Mucan. Doar cei din PSRM și din cei din PPM au votat acest proiect de lege cu votul electronic. De ce nu au susținut-o și ceilalți colegi din Consiliu? Care e părerea dumneavoastră? Eu cred că este explicabil absolut. Asta denotă disponibilitatea și starea lor de a fi gata să răspundă în fața legii. Mă gândesc eu. Sper că cei care au votat, adică sunt invers opusul acestei idei, dar cei care respectiv au evitat astfel de decizie, adică astfel de votare a acestui proiect, eu consider că ei simt că vor fi cumva evidențiați, scoși la suprafață și cred că ei înțeleg că nu va fi tocmai bine această ieșire la iveală a acestor persoane. Haideți să vorbim despre rolul activității societății civile și a activiștilor civici, pentru că și în această postură astăzi sunteți prezent în studioul nostru. Cât de activ până la urmă se manifestă activiștii civici și unii ar putea întreba nu doar prin intermediul rețelelor de socializare, dar fiind acolo direct în mijlocul problemei sau sesizând anumite probleme. Cum este văzut în prisma dumneavoastră? Vă rog. În lege este scris că ședințele sunt organului autorității publică locală, sunt deschise și orice cetățean are dreptul de acces. Din fericire, ultimii ani totuși un pic s-a mai lucrat la acest aspect și putem vorbi de o oarecare transparență, oarecare. Nu pot să spun că este ideală, dar este mult mai bine în comparație cu ceea ce a fost chiar și 4 ani în urmă. Dumneavoastră, spre exemplu, ați sesizat mai multe probleme pe care le-a luat în calcul, nu știu, Consiliul, persoanele, direcțiile responsabile? Aveți în vedere mecanismul de conlucrare cu Consiliul Municipal. Da. Până la etapa actuală, Consiliul Municipal rămâne, în opinia mea, un organ destul de obscur și destul de închis și care încă nu a putut să iasă în public, să spunem așa. De ce? Deoarece eu am câteva litigii cu Consiliul Municipal Chișinău, la care practic reprezentantul lor nici nu vine la ședințele de judecată. De ce s-au început litigiile? E vorba de contencios administrativ. Da. La petițiile, cererile mele eventual de acces la informație, nu parvin răspunsuri. Nu parvine informația solicitată. Au trecut 2 luni de zile, am făcut niște solicitări cu privire la diferite probleme, prin cancelare, corect, cum se de obicei privește respectând legea. Da. Nu s-a respectat, deci au trecut 30 de zile, dacă să luăm termenul ca legea petiționării 30, legea acces la informații prevede 15 zile pentru eliberarea informației, dar am așteptat la maximal ca petiție. Tot una n-am primit răspuns și eu nu pot să înțeleg de ce, nu știu, de ce nu funcționează totuși până la urmă. Sau primesc răspunsul de la domnul Didiencu, Valeriu, care își asumă, nu știu în ce bază, temeiul de a exprima părerea tuturor consilierilor și vine cu niște răspunsuri absolut derizorii și stupide și absurde care eu le contest în instanță. Totuși, nu văd nicio reacție ca un consilier municipal să se mobilizeze, fiindcă eu, ca tare, am înregistrat aceste demersuri la fiecare fracțiune, pe lângă faptul că am depus la cancelare, la fiecare fracțiune. Până la ziua de azi nu a parvenit niciun răspuns și pentru mine este enigmă. De fapt, nu atât enigmă, cât perceperea situației așa cum ea este la noi încetățenit. Domnule Mucan, de ce reprezentanții societății civile au această poziție? Unde nu funcționează? De ce CMC-ul este un organ închis? Dacă e așa. Deci noi nu trebuie să confruntăm aparatul Consiliului Municipal, care este angajat de primarul general, și Consiliul Municipal ca organ legislativ. Deci când reprezentantul societății civile se adresează către Consiliul Municipal Chișinău, el se adresează către aparatul, iarăși angajat de către primarul general. Mai departe, cei ce se referă la conlucrarea Consiliului și a consilierilor personal cu societatea civilă, poate dumneavoastră ați văzut
au fost și în presă despre aceea că fracțiunea socialiștilor, deci și anume Comisia Locativ Comunală, deci asta ca un prim pas, pe domeniul anume locativ comunal, problemele locativ comunale, au făcut un, un grup de lucru împreună cu societatea civilă, unde se încearcă, deci au fost de acum 3 ședințe comune, unde se încearcă să conlucreze consilieri fracțiunea PSRM cu societatea civilă. Iarăși, până când pe probleme de domeniu, ce țin de domeniu locativ comunal. Dar încercăm acum, vedem cum merge mai departe și noi ce scop noi punem? Noi vedem că până acum, cu societatea civilă, nu s-a lucrat deloc. Deci nu a fost conlucrarea între organul legislativ și societatea civilă. Noi încercăm acum să facem un organ, un grup de lucru care să dea rezultate, să lucreze și dar iarăși nu să lucreze că acolo s-a tăiat un copac și dați să fugim toți împreună acolo, să vedem de ce s-a tăiat. Noi trebuie să facem un sistem. Deci și numai împreună consilieri cu societatea civilă au șanse de a schimba ceva în sistemul ăsta care există. Eu pot să dau replică domnului Mucan. Și chiar personal cu dumneavoastră am comunicat pe subiectul legat de activitatea regiei transport electric, Chișinău, care este în vizorul meu. Până la ziua azi, domnul Mucan, niciun răspuns nu a pervenit. Eu nu mă adresez aparatului. Când eu mă adresez primăriei, asta se înțelege. Grozavul, Chirtoacă și restul. Și este Consiliul Municipal care ia deciziile. Și eu cred că trebuie să fie desemnată o persoană care să asigure această legătură. Mai departe, nu am primit, deci fiind Consiliul Municipal organul care a creat întreprinderea municipală Regia Transport Electric, conducătorul care domnul Mărgoce, cu care instituție, cu care la fel am litigii, care declară că întreprinderea este pe autofinanțare și nu gestionează bani publici. Nu gestionează bani publici deloc, așa îi scriu în fiecare referință. Și în momentul în care eu mă adresez, pe de o parte primăriei, domnului Grozavu, domnului Chirtoac și pe de altă parte Consiliului, care de fapt trebuie să ia atitudine față de această fără de lege care o admite în cazul de față domnul Mărgoș, nu primesc niciun răspuns. Domnul Grozavu îmi scrie că primăria nu este organul ierarhic superior a întreprinderii date, măcar că după statutul acestei întreprinderi, primăria și Consiliul Municipal împreună sunt fondatorii acestei întreprinderi. Nu primesc răspuns că ei nu sunt organul ierarhic superior. Dar de la Consiliul Municipal în genere nu vine niciun răspuns. Atunci îmi pun întrebare, unde este acea legătură dintre cetățean care a delegat dreptul să reprezinte interesele lui către acest consilier? Eu mă întreb, unde este această exercitare de facto a voinței cetățenilor? Ceea ce văd eu personal, eu nu sunt un simplu chișinăuian care este departe de aceste probleme și eu văd numai de viața mea. Nu, eu mă implic foarte activ în viața orașului. Și personal, eu pe propria piele simt toate consecințele neplăcute. Eu personal mă duc, mă judec în judecată pentru a obține o informație care un consilier trebuie să o obține. Recent am fost amendat, se poate de spus, de către judecătorul Olga Cernie, judecătoria Buicani, cu 4.000 de lei, pentru că eu am solicitat o informație domnului Mărgoci și domnul Mărgoci s-a aflat că nu e funcționar public și că instituția nu trebuie să-mi dea așa informații, conform deciziei dânsei. Eu mă întreb, de ce niciun consilier municipal nu vine să mă susțină în aceste litigi? Eu nu sunt investit cu forță, cu putere, cu competență de a mă asuma așa o greutate. Eu am 25 de dosare litigiu în contencios administrativ. Regia Transport Electric, acum spații verzi au apărut, inspectoratul de patrulare și așa mai departe, și primărie. Cu Regia Transport Electric nicio susținere din partea niciunui consilier și spun acum la cameră, nu văd nicio susținere. În cel mai bun caz, promisiuni da, ne implicăm și atât. Poftim, dragi consilieri, eu am primit amendă de 4.000 de lei. Eu nu am de unde să achit acești bani. Eu îmi dedic activitatea mea în detrimentul vieții mele profesionale și chiar personale pentru în acest oraș. Dar consilierii aceștia primesc câte 2.000 de lei pentru fiecare ședință. Și ce fac ei? Unde sunt rezultatele? Noi vedem în oraș ceva schimbări. Domnule Mucan, aveți ceva adăugat? Sigur că da. Da, vreau, deci, domnul activist civic, de ce, în primul rând, de ce dumneavoastră s-o cutiți banii cuiva, că cineva primește și cineva nu primește?
Păi deci oricum deci, să nu se s-o dacă stas, este bugetul stas, public. Stas, nu? Corect. Da. Înseamnă că dumneavoastră trebuie să să vedeți cât primește pe lună, consilier, și dumneavoastră foarte bine știți cum lucrăm noi. Deci, și nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră. A doua cum întrebare. Așa, cum nu așa? Haideți, vă rog, cum haideți așa? Să-l ascultăm după aceea. Da. Deci, a doua întrebare. Cum dumneavoastră vedeți că consilierul municipal trebuie să se implice în judecata între dumneavoastră și poliția de patrulare? Dar de ce vorbim deci, de patrulare? Haideți deci, să vorbim de dirigie transport electric. Bine, dirigie transport electric. Da. Cum vedeți dumneavoastră ca noi să ne implicăm în litigiu între dumneavoastră și dirigie transport electric? Dumneavoastră, sunteți la curent cu toată debandada care, de exemplu, eu mi-am luat câteva teme, eu nu pot să le iau pe toate temele, de aceea eu vorbesc acolo, sunt în cunoștință de cauză. De cauză, da, vă rog. Dumneavoastră, sunteți ca și consilier la curent ce se întâmplă la regie transport electric? Sau altfel voi pune întrebarea, câte demersuri ați făcut ca să vedeți ce se întâmplă în această întreprindere? Eu noi, mi-am asumat asemenea sarcină. Noi în fiecare zi, zeci de demersuri facem la toate întreprinderile și toate subdiviziunile a primăriei. De ce nu le publicați? Inclusiv, inclusiv la regie transport electric. Și unde sunt și, plinii? Și a doua... Deci, a doilea pas care facem noi, noi... anunțăm organele competente și să știți că din partea noastră, în fiecare zi, iese interpelări sau către organele, către procuratură, către CNA și, și să știți din noastră că se deschid în fiecare zi dosare penale pe funcționarii publici, inclusiv și pe primarul general. Pentru fără de legi care se fac în orașul Chișinău. Eu în afară, chiar toată nu am auzit altul dosare. Și... domnule Mucar, da, eu vroiam, mai avem câteva minute la dispoziție, vroiam să mă revenim la o problemă care a fost sesizată de fapt și de către oamenii care trăiesc aici în Chișinău. Este vorba de această zăpadă topită. Bine, aseară am mai căzut câțiva fulgi. Până la urmă, pe parcursul zilei de ieri și anterior, în stație era zăpadă topită, era mucuri de țigară, gunoi și așa mai departe. Cine se face vinovat de starea dezastruoasă de pe străzile capitalei? Deci, la ușa cui ar trebui să batem ca să, să fie schimbat până la urmă acest aspect? La ușa acelui care nu se prezintă la lucru. Dar personal răspunde de această activitate direcția de transport. Deci direcția de transport răspunde de curățenia drumurilor, de zăpadă și de toată murdăria aceasta care se află pe străzile noastre. Dar direcția nu personal, dar prin intermediul întreprinderii X-Drupă. Deci direcția de transport dă comandă întreprinderii municipale X-Drupă care efectuează lucrările de curățire, de înzepizire și toate lucrările care se efectuează pe drumurile Chișinăului. Eu am întrebare. În cazul în care dumneavoastră vedeți și cred că vedeți, nu este un secret, că nu lucrează această întreprindere. Care sunt modalitățile care poate să le întreprindă Consiliul Municipal și de ce nu le întreprinde? De exemplu, destituirea din funcție sau cel puțin... Noi am venit cu inițiativa de destituire din funcție domnul Oleg Păiată, prietor sectorul centru după cazul tragic de la Soacră și am venit totodată cu destituirea din funcție a domnului Gamrețchi după fără de legile care au fost făcute. Deci și noi am primit o lege nouă aprobată prin Parlament. Până când chiar și până partidul... la adoptare legii veneau în funcție Moldovanu, Gamrețchi, chiar și până la adoptare acestei legi, ei oricum veneau în continuare, din câte nu mă înșală memoria. Corect, că au fost atacate de către primărie în instanță judecată și până a fost adoptată legea. Și atât. Domnule Dimitrov, spuneți-mi, vă rog, care este până la urmă poziția celor care vă adresați dumneavoastră? Găsiți de regulă susținere? Sunteți ignorat? Cum vă privește funcționarii care ar trebui să vă explice de ce așa și nu altfel? Când zic lucrul ăsta, mă refer și la construcții ilegale pe care știu că le-ați sesizat, cazul de la calea ieșilor, dacă nu mă înșeală memoria, cazurile cu defrișările de teren, de copaci, cer scuze, de... Funcționarii sunt foarte închiși, funcționarii se reduc la a elibera, în cel mai bun caz, o hârtie în care este scris această informație cu ține date cartier personal sau nu-mi eliberează informația solicitată, fiindcă atunci când vii la el în birou,
Iarăși, ești restricționat. Sunt ore de primire, în acele ore de primire el nu-i, adresează-te pe hârtie. Te adresează pe hârtie, primești o prostie, scuzați de expresie. Eu mă duc în instanță, dar m-am săturat deja, sincer. Eu nu pot să-mi jertfesc toată viața. Dacă să vorbim de comunicare directă cu consilierii municipali, personal, nu văd practic, cu părere de rău, niciun interes față de ceea ce fac. Eu m-am adresat nu la o singură fracțiune, m-am adresat la diferite fracțiuni și pur și simplu întrebările care le ridic, care s-ar părea că sunt de un interes public, de un interes acut, nu știu de ce sunt ignorate. La noi cam în Consiliu mai mult se preferă de a lucra pe declarații politice și populiste. Atunci când cuiva ceva convine, hai și ne-mi preface că noi ne implicăm. Dar rezultat nu este în principiu. De exemplu, astăzi dimineața, pe Milescu Spătaru continuă construcție. Da, discutasem despre acest lucru. Domnul Bucan spunea că au fost ieri pe teren acolo și au venit, de fapt, și cu decizia primarului de stopare, da, lucrările? Vreau să mă implic, nu mai pot. Deci, domnul activist civic, în primul rând, niciodată nu a fost ca noi, personal, cum se fracțiunea noastră, să nu discutăm cu dumneavoastră sau să nu intervenim. Sau, deci, dumneavoastră cu noi, cu fracțiunea noastră, prima dată cu consilierii a fost la Regia Transport Electric. A doua întrebare cu transport. Stați, să vorbesc eu de acum așa. Da. Da. Cu transport nocturn. Dumneavoastră ați fost cu noi împreună la Regia Transport Electric. Nu, transport nocturn, nu, altă tematică. Bine, pe urmă, dumneavoastră v-ați adresat la noi să nu votăm pentru casarea trolebuselor în Regia Transport Corect. Electric. Corect, și ele sunt tăiate deja. Unde voi sunteți consilieri? Noi n-am participat la votarea la... Dar grozavul a emis deja o dispoziție. Știți de asta? 1397 de... Unde voi sunteți? De asta și noi am inițiat ideea asta de conlucrare cu societatea civilă. Eu nu văd rezultate. Asta și problema dumneavoastră. Că dumneavoastră stați pe baricade... Și de pe baricade numai să vorbiți despre ce că tot e rău și nu se face nimic. Nu, eu nu Dar vorbesc. Când a fost propunere din partea noastră ca să conlucrăm, să dăm careva rezultate, dumneavoastră ignorați și nu vreți să... Cum am ignorat? Putem să-mi spuneți cum? Dar eu aș vrea să dau ceva după asta. Cum am ignorat? N-ați venit nici la o ședință din trei ședințe care au avut loc în fiecare vineri cu societatea civilă. Dar eu am fost invitat? Da, dumneavoastră ați fost invitat. Aveți o dovadă? Avem o dovadă. Chiar voi rugați să prezentați. Da. Eu nu vreau să acum să fac aici batalii polemici, dar eu vreau să amintesc, domnul Mucan, dacă tot mă consideră că eu sunt un nemulțumit și așa mai departe. Deci, când împreună cu domnul Mucan ne-am dus la Regia Transport Electric, domnul Mucan era cu mine, într-adevăr, a mers. Și în momentul în care... Dânșii am început să abereze, să aducă niște informații nefondate. Domnul Mucan, nu vă supărați. De asta ați preferat să evitați conflictul. De fapt, nu sunt eu genul de persoană conflictogenă care neapărat îi trebuie conflict de dragul conflictul. Mie îmi trebuiau informații. Dânșii am început să se eschiveze și de asta a spus bine. Și gata, cu asta s-a terminat. Și ei au fost recunoscători că de asta într-un fel ați deplasat vectorul discuției în altă parte. Eu însă am rămas cu întrebările nesoluționate. Și în momentul în care am spus, eu încep să filmez, eu am spus, nu se poate, asta e taină comercială, taină secrete. Ce fel de secrete întreprinde municipal? De ce nu v-ați culat și a spus, tac, ce fel de secrete ce poți fi? De asta a spus cel care a ieșit primul și a plecat. Și eu v-am urmat pe dumneavoastră. Haideți să fim serioși, eu nu vă mint acum. A fost așa, a fost. Eu n-am văzut nicio susținere. De atunci eu v-am mai adresat cu rugăminți. Hai să mergem, hai să vedem. Nimic. Sunt eu cel care îmblă pe sub garduri, face fotografii cu bespredelul, scuzați de expresie, care îl face Morgoci acolo în cele trei parcuri de troleibuze și vă arăt vouă consilierilor și vă dau pe tavă, poftim, ia că troleibuzele astea sunt tăiate fără nicio decizie, piesele astea se duc naiba știe unde, troleibuzele sunt într-o stare destul de bună, că mă pricep un pic în domeniu. Și ce văd eu în rezultat? Nici măcar o știință are că deja noi am primit petiția ta,
nu știu, am întreprins păsările cu tare, cu tare, așteaptă un răspuns. Eu n-am primit niciun răspuns. Dacă aveți dovada faptul că mi-ați expediat un asemenea răspuns, poftim. Eu nu l-am cel puțin. De aceea eu și spun, nu de dragul spusului, dar eu spun așa cum este. Eu susținere nu văd nici de la așa numiții dreapta, nici de la așa numiții contrari. Și nici din centru. Încă o dată mă repet, nu vreau să intru în conflict, dar încă o dată vă repet că dezvățați-vă să stați pe baricade. Dar eu nu stau pe baricade. Da, nu, iar dumneavoastră spuneți că stați pe gardă, voi stați pe fotografiața asta. Dați-ne apucăm de lucru. Poftim, noi... spuneți-mi față de telespectatori ziua în care mă așteptați la birou și în care mergem. În fiecare vineri. Nu vă găsesc niciodată asta... un birou 18, eu nu vă găsesc. Hai să fim serioși. Eu îmi filmez. Hai filmați. Bine. 3 săptămâni la rând, în fiecare vineri, de la ora 12, se petrec ședințele împreună cu societatea civilă. Nici o invitație nu am primit. Niciuna, nici pe Facebook, nici pe telefonic, categoric. Deci secretara, o personal față de mine, v-a telefonat și a primit răspuns că nu vă interesează. Eu o singură dată am fost invitat cu privire la mi-a spus în genere problematică. Da. O singură dată asta a fost. Nu, problematică. A fost invitat. Stați o clipă, m-a invitat, nici nu mi-a spus ce domeniu. Am spus, spuneți în domeniu să mă pregătesc cumva. Nu, în genere, despre... Personal mi-a spus. Asta a fost o singură dată. Iarăși, o singură dată. Până acum, niciodată, acum... Mie se înscriu apelul de telefonici. Bine, o singură dată. Bine, alte sunete nu au fost. Iarăși. Domnule Dimitrov, domnule Mucan, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune, dar vreau o promisiune că ne veți mai onora cu prezența pentru a continua discuția. Multe aspecte au rămas pe din afară referitor la construcții ilegale, parcări și așa mai departe și de fiecare dată am fi bucuroși ca să răspundem întrebărilor telespectatorilor. Stimați telespectatori, a fost Garațcaia Sreda, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună!